Până în 11 octombrie se desfășoară cel de-al 11-lea simpozion organizat de Asociația Internațională pentru Conservarea Patrimoniului Geologic. Reprezentanții Muzeului de Mineralogie Victor Gorduza din Baia Mare participă pentru prima dată la acest eveniment. Simpozionul internațional este deschis oamenilor de știință, studenților, profesioniștilor în domeniu și oricăror persoane pasionate de geopatrimoniu și geoconservare. Săptămâna viitoare se va desfășura la Loughborough, în Marea Britanie, cea de-a 11-a ediție a simpozionului internațional ProGeo. Aș vrea să menționez faptul că această asociație internațională ProGeo este cea mai importantă pentru ceea ce înseamnă conservarea patrimoniului natural de sorginte geologică. Pentru noi este prima oară când participăm la acest eveniment. El este organizat, așa cum spuneam, în Marea Britanie de către asociația ProGeo în colaborare cu administrația geoparcului Charnwood Forest, spațiu în care de fapt se și desfășoară evenimentul respectiv. Pentru simpozion s-au pregătit două lucrări, una despre ansamblul ariilor protejate aflate pe teritoriul județului Maramureș, iar cea de-a doua despre roci magmatice neogene și elemente de patrimoniu minier. Lucrările sunt prezentate la simpozion sub formă de poster. La acest simpozion am pregătit două lucrări care vor fi prezentate sub formă de poster. Una dintre ele se referă la ansamblul ariilor naturale protejate prezente pe teritoriul județului nostru, cu o detaliere pentru ceea ce înseamnă ariile protejate de natură geologică, în care județul nostru este unul bogat, având în vedere diversitatea geologică întâlnită pe teritoriul acestuia. Cealaltă lucrare se referă la o idee mai veche a noastră, care sperăm că într-un viitor apropiat va fi materializată, și anume cea de înființare a unui geoparc pe teritoriul județului Maramureș. Mai concret, el propunem noi să fie asociat vulcanismului neogen, adică rocilor magmatice neogene de pe teritoriul județului, și de asemenea va cuprinde elemente de patrimoniu minier care există în arealul respectiv. Menționez faptul că până în acest moment în România există astfel de două arii naturale protejate de tip geoparc. Cea mai veche și mai cunoscută dintre ele este Geoparcul Dinozaurilor din Țara Hațegului, și mai recent a fost înființat un al doilea geoparc al Ținutului Buzăului. Nutrim speranța, cum spuneam, că într-un viitor nu foarte îndepărtat vom avea și în județul Maramureș un geoparc. În urma schimbului de experiență, reprezentanții muzeului se vor întoarce în câteva zile cu noi informații.